Bună ziua! Bună ziua! Observați că avem astăzi oaspeți în școală. Ați fost informați de domnii și doamnele diriginte, domnii diriginți, doamnele diriginte, că vom avea astăzi oaspeți din cadrul instituției prefecturii, aici pe doamna Florența Albu, da, lângă mine, în partea dreaptă, și tot din partea instituției prefecturii, nu greșesc, da, este domnul Cristata. Totodată alături de noi astăzi este domnul comisar șef Bieru, Aurelian, care a mai fost la noi, bun, și doamna asistent socială Adelina Rus, dâns și vin din partea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Am să las pe dânsii să vă povestească exact ce vom face astăzi și cum se va desfășura întâlnirea. Mulțumim, doamna director, mulțumim pentru hospitalitate și mulțumim vouă, în primul rând, că ne-ați primit. Și nu ne dorim să fie ceva foarte protocolar, astăzi ne dorim să fim apropiați, să vă vorbim un pic, că domnul comisar o să vă vorbească mai mult, eu doar fac o introducere, o să vă vorbească despre alegerile pe care le putem face. Toți ne naștem liberi, toți ne naștem cu posibilitatea de a alege, de a alege în viața asta. Uneori alegem bine, alteori prost. În orice caz, depinde de noi. Aia vreau să vă spun, mesajul pe care vreau să-l transmit din partea instituției prefectului este că voi puteți să alegeți ce deveniți. Și cu siguranță așa este. Nu e o glumă, nu e o poveste. Puteți să alegeți ce vreți să fiți, dar trebuie să vă țineți constant de asta. În jurul nostru sunt tot felul de tentații. Și noi le-am avut când am fost tineri ca voi, poate mai puțin ca astăzi, că astăzi au mai intervenit și drogurile astea. Poate părea, poate la vremea aia le-am fi încercat și nu știu, poate, sper să nu, dar e important pentru voi că atunci când alegeți să fiți informați ce alegeți. Și domnul Vieri o să vă vorbească despre ce se poate întâmpla în final dacă alegi drogul, ce se poate întâmpla dacă alegi să fii sau cazi din păcate într-un trafic de persoane, din iubire pentru o persoană sau, în fine, sunt mai multe posibilități. Ideea este că trebuie să știți că dincolo de tot și de toate constrângerile familiale și ale societății, voi sunteți stăpâni în propriei voastre vieți și faceți o cunoștință de cauză. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Și vreau să vă văd în viitor pe toți oameni care ați ales bine. Mulțumim! Da. Domnul Ieru, vă rog. Mulțumesc! Mulțumesc pentru introducere. O să stau cu voastră, să nu blochez nici ecranul, să stau cu spatele la mine. Dar vreau să bată lumina în față. Cred că aici e cel mai bine. În primul rând, bună ziua! Bine v-am găsit! Sunteți foarte frumoși. Majoritatea văd că sunt fete. Nu știu, cred că doamna directoare le-a ales așa pe sprânceana. Cu probleme foarte mari. Se descurcă. Din păcate, nu toți, și o să vă spună colega mea, Adelina, cam cum se ajunge la consumul de droguri și cam ce simt și pățesc acei tineri. Unii vor să continue programul și se pot lăsa de droguri, alții, din păcate, trec doar așa pasager și pur și simplu pentru ei este deja un mod de viață consumul de droguri. Nu este un subiect tabu, ați auzit foarte bine, cred că de mai tineri, despre droguri, da? Probabil v-ați întrebat ce sunt drogurile. Sunt convins că știți cam toți ce sunt drogurile. Vrea cineva să spună? Oricum o să vă spun eu. Dar dacă are cineva o definiție așa, poate mai științifică, mai liberă, mai scurtă, poate să o spun. Cum? Nu că să știți că poate a spus chiar foarte bine și chiar a spus bine. Da, fiecare dacă spune câte ceva, o să vedeți că drogurile sunt, definiția drogurilor este foarte amplă. Dar nu putem, e suficient să arunce cineva o piatră în apă și să sară toată lumea să o caute, nu? Cam așa. Ok, noi începem cu cumpărare. N-am venit aici nici să vă tristăm, nici să vă certăm, nici să stați cu minți ca la ora de matematică. Am venit să vorbim liber, să vă transmite niște informații, niște informații corecte. Astăzi nu vreau să vă vorbesc doar despre droguri. O să am, cred că, cam puțin timp. Vreau să vă vorbesc că unul a omis doamna Florența Albu, doamna prefect, să vă spună faptul că tema de astăzi... Doamna Florența Albu, am fost prefect în județul acum. Poate cunoașteți și din altă ipostază. Astăzi tema discuției noastre este și traficul de ființe umane.
da? Legat cu traficul de droguri, cu consumul de droguri. Să vedeți că toate împreună duc într-un singur loc și nu într-un singur, într-un loc bun, într-un loc bun pentru tine. Vreau să încep până să trecem la consumul de droguri sau traficul de droguri, să vorbim un pic despre traficul de persoane, pentru că o să vedeți că este foarte important. Și una dintre cauzele pentru care foarte multe tinere, și o să încep că sunteți foarte multe fete, consumă droguri, sunt și datorită faptului că au căzut victime ale traficului de ființe umane, de persoane, da? Au fost raculate prin diferite metode și pentru a fi ținute, eu vorbesc foarte repede, încerc să punctez cât mai multe lucruri, dar să și înțelegeți câte ceva, sunt victime, sunt ținute într-un anumit loc și cum credeți că sunt ținute? Ca să stai să nu pleci, da? Eu sunt, să spunem, peștele. Cum pot să țin 3-4 fete, da? Care le-am cumpărat, da? Și vreau să le exploatez pe piața muncii, ilegale sau, din punct de vedere, să le transmit mai departe pentru proxenetism. Cum pot să le țin acolo să nu stau cu ele, să le păzesc toată ziua? Vă răspund tot eu. Una dintre metode este a le furniza droguri și de a le face dependente. Este o metodă la îndemână și cea mai folosită de către traficanții de ființe umane. Și vreau să vă spun că ce mai sunt folosiți tinerii? Care sunt, mă rog, care sunt victime ale traficului de ființe umane. La cerșetorie, da? La furturi, sclavie. Ați văzut la televizor, nu este știre pe știrile naționale, dacă vă uitați, fără să fie o familie care a folosit, așa zis, ca sclav, în România și numai România, pe tot globul, este interzisă sclavia, da? Adică să folosești anumite persoane în scop personal, pentru muncă sau pentru a obține, sau obține beneficii de pe urma acelei persoane. Cu atât mai mult să o și ții închisă și nici să o remunereze. Bineînțeles că și acele persoane sunt ținute la un moment dat, ca să nu stai cu grijă că îți pleacă, că îți fug, sunt ținute tot cu droguri. Li se dă o cantitate mică de droguri, iar pe parcurs devin dependenți și atunci vin ei la persoana respectivă, la proxenet, la stăpânul de sclavi, la traficant, vine să-i ceară drogul. Adică stă lângă el. Dacă până atunci stătea cu ochii pe persoana respectivă să nu fugă, s-a întors situația. Din păcate este o realitate. Și în România există acest fenomen. Este bine să știți, să vă deschideți mintea și spre lucruri pozitive, să gândiți pozitiv, să vă gândiți la faptul că oricând puteți cădea victimă, da? Ale unui, așa zis, băiat simpatic care v-a păcălit, iar ulterior urmează să vă exploateze. Este bine să știți, vreau să vă dau câteva sfaturi. Mai ales tinerile 16, 17 și 18 ani sunt foarte ușor de racolat de către traficanți, iar una dintre metode este internetul. Aveți mare grijă ceea ce postați pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe, care sunt cele mai cunoscute, cam ce mesaje vă treceți pe perete acolo, da? Sau în spatele fotografiei de profil, pentru că sunt anumite persoane, în permanență sunt persoane care caută un anumit profil, da? Și caută anumite persoane și pe acele persoane le racolează. Sunt... Lăsați o fotografie actuală la părinți, la prieteni, da? Când ajungeți într-o țară străină, mai ales dacă mergeți în multe locuri, memorați diverse locuri, locații și încercați să știți ca pe unde ați trecut și dați de oricâte ori puteți mesaje. Să știe familia, să știe prietenii unde vă găsesc. Este foarte important. Poate puteți spune că știm și noi treburile astea. Da, dar din când în când trebuie să vă readuceți aminte, pentru că bine